Angajații din sistemul medical care refuză vaccinarea anticovid și testarea vor avea contractul de muncă suspendat și după 30 de zile se poate ajunge la concediere, prevede proiectul de lege promovat de Ministrul Sănătății. Acesta a explicat că proiectul de lege cu care guvernul se va prezenta în Parlament prevede obligativitatea certificatului digital pentru personalul medical la laboratoarele medicale din IGSU și Inspectoratul de Aviație. Ceche Otila a precizat că este o măsură necesară care se va aplica în perioada stării de alertă. Ministrul a precizat că 70% din medici sunt vaccinați. Proiectul prevede că angajații care nu s-au vaccinat și nici nu au trecut prin boală trebuie să prezinte unității medicale, publice sau private unde lucrează teste pentru COVID pe cheltuială proprie pentru că statul pune la dispoziție gratuit vaccinul. Întrebat dacă se intenționează introducerea obligativității certificatului verde și pentru profesori, Cecheotilo a răspuns. Dacă există alte domenii în care se dorește să se introducă această obligativitate, vom discuta cu miniștrii de resort.